Bună dimineața, dragii mei, să avem împreună o zi magică. Magică și frumoasă și plină de divertisment și show și ce mai vreți voi, că poate vă place și vouă cu distracția. Sper să vă placă. Și să vedem ce mesaj avem astăzi. Mă relaxez și mă bucur de viață. Știu că orice lucru pe care trebuie să-l cunosc îmi este dezvăluit la momentul și locul potrivit. Sunt în pace. Sper că sunteți în pace. Sper că ați făcut ritualul ieri de lună nouă. Lună nouă și eclipsă de soare. Am avut această eclipsă puternică, aș spune eu, cu care aduce vântul schimbării sau, mă rog, valul schimbării, fiecare cum dorește. Dacă nu ați ascultat încă clipul, să știți că puteți să mai faceți și zilele acestea ritualul, ascultați. Sunt 3 mini-ritualuri, le puteți face pe toate. Este unul compus din 3 mișcări. Să vă fie de folos, vi l-am făcut cu mare drag și m-am gândit să fie pentru nevoile voastre actuale. Ce facem astăzi? Ați văzut, mesajul a fost să fim în pace și, desigur, să ne relaxăm, să ne bucurăm de viață, chiar dacă este marți, 3 ceasuri magice. Să nu ne mai gândim la ceasurile rele, sunt ceasuri magice și frumoase și întoarcem totul în favoarea noastră. Este o zi un pic agitată, poate că fiecare dintre voi ați resimțit energia asta a lunii noi. Avem nevoie de puțin timp cu noi, să reflectăm un pic asupra unor lucruri și să facem niște schimbări. Ok. Like, share, subscribe dacă vă plac clipurile mele și dacă rezonați cu mine și cu felul în care eu prezint horoscopul și ritualurile și ceea ce vă mai pregătesc eu pe aici. Nu uitați că în fiecare duminică ne vedem la Flash Mondain, la Prima TV și în fiecare dimineață aici pe canalul de YouTube cu o mică pauză. Nu va fi pauza horoscopului, horoscopul va continua în fiecare zi, va fi o mică pauză între Crăciun și Revelion de la cabinet, de la consultații. De aici de unde filmez eu, în cadrul în care mă vedeți pe mine, filmez de la cabinet. Ok, ce facem astăzi, rând pe rând, fiecare zodie. Berbec. Aveți astăzi tendința să vă asumați mai multe responsabilități decât este cazul și poate să aveți ceva conflicte pe la locul de muncă cu femeile. Poate acolo aveți nevoie să dați câțiva pași în spate pentru a nu vă certa, pentru a nu aduce o tensiune în plus. E un pic de tensiune în aer, poate chiar să taie cu cuțitul, cum se spune vorba românească, așa că dați-vă un pic în spate și lăsați lucrurile să treacă de la sine. Taur, aveți astăzi susținere așa cum nu ați prevăzut și cum nu vă așteptați. Este important să răspundeți da provocărilor care apar astăzi pe toate sectoarele, fie că e în iubire, adică, nu știu, te invită cineva la o cafea sau, mă rog, unde ar putea să te mai invite acum cu toate unele închise, altele mai puțin, sau o provocare la locul de muncă, o provocare pe sănătate, poate te invită cineva să începi o dietă sau să mergi la sala de sport, nu contează. Taurii să spună da provocărilor astăzi și va fi în folosul lor. Gemeni, sunteți un pic încordați și agitați și nu prea ați dormi bine. Luna asta nouă și eclipsa a fost fix pe axa voastră săgetător, a avut loc în semnul săgetătorului, dar voi ați fost printre cei mai afectați. Insomnie, agitație, multe gânduri, multe planuri, dar uite că fix de astăzi este momentul să gândiți diferit, să gândiți optimist, pozitiv și să vedeți viața cu alți ochi. Astăzi chiar aveți șansa să schimbați ceva în interiorul vostru, schimbându-vă atitudinea și schimbându-vă gândurile. Rac. Aveți nevoie să vă puneți în primul rând pe voi pe primul loc. Poate că ceilalți nu sunt în spate, dar să fie umăr la umăr. I-a spus tot timpul în față. Vă simțiți mult mai bine astăzi, vă simțiți un pic, să spun așa, protejați de divinitate, sunteți protejați de divinitate și cu cât vă iubiți mai mult, începând chiar de astăzi, cu atât lucrurile vor merge către o punte pozitivă, să o numim așa. Urcați către un munte și acolo, în vârf de munte, veți avea o priveliște generoasă și frumoasă. Leu.
Vă manifestați iubirea mult mai intens decât de obicei, chiar dacă sunt și anumite lucruri pe care nu le puteți spune, gesturile voastre arată iubire, gesturile voastre arată că sunteți îndrăgostiți, că sunteți pe o zonă frumoasă din punct de vedere sentimental. Un pic mai multă atenție cu rudele partenerului, pentru că sunt un pic băgăcioase și frumos și așa drăguț, puneți-le la punct, bine, când spui pus la punct sună un pic mai puțin bine, dar așa, le puneți la punct într-un mod drăguț. Fecioară, sunteți un pic nervoase și agitate astăzi pentru că planurile voastre nu merg chiar așa cum vă doriți, dar să știți că vi se pregătește ceva mult mai bun. Respirați un pic, dați-vă un pic câțiva pași în spate și voi, nu vă grăbiți și veți vedea că... Și dacă se închide o ușă, poate să deschid 5 ferestre sau se întâmplă ceva și e mult mai bine, mult mai spre beneficiul vostru. Nu vă stresați, nu vă enervați, nu vă panicați, pentru că urmează ceva minunat chiar dacă se închide o ușă. Balanța. Astăzi aveți nevoie să vă dați și voi câțiva pași în spate, da, și să vă odihniți. Nu vă simțiți foarte bine dacă vă luați mai multă muncă decât e cazul sau multe sarcini, mai multe angajamente. Munciți cât aveți voi de muncă, nu luați nimic în plus pentru că sunteți pe o zonă destul de mișcătoare și posibil să se instaleze probleme de sănătate dacă nu aveți grijă de voi. Deci astăzi nu vă aruncați în prea multă muncă. Dați-vă câțiva pași în spate și odihniți-vă. Scorpion. Scorpionii au multe drumuri de făcut, multe acte de aranjat, multe telefoane de dat, multe de lucru. Sunt așa peste, poate chiar peste limita voastră, dar nu prea aveți ce să faceți. Le veți face pe toate, dar cereți ajutorul sau lăsați și pe mâine, dacă nu rezolvați astăzi tot. Prioritizați, organizați-vă un pic mai bine. Aveți... și ceva propuneri financiare pe care nu le scăpați, dar luați-le pas cu pas. Săgetător, sunteți foarte bine astăzi. Chiar dacă au fost ceva dureri de cap zilele anterioare și eclipsa și luna nouă, ați fugit un pic de voi, dar acum sunteți mai relaxați. Astăzi este o zi bună, o zi în care primiți vești bune, în care primiți oportunități financiare și în care... puteți să întâlniți și dragostea, cei care sunteți singuri, sunteți deschiși opțiunilor. Capricorn, multă putere și multă tărie pentru voi în această zi. Aveți nevoie de chestia asta, aveți nevoie să vă țineți tare, pentru că vă puteți simți destul de extenuați, obosiți, atât fizic cât și emoțional, dar voi vă țineți tare. Adică vă încărcați așa cu energie, nu știu pe unde, pentru că, teoretic, corpul arată semnale că nu-i bine, dar de undeva tu te încarci la o baterie externă și le faci pe toate. Aveți nevoie astăzi să analizați anumite calități ale voastre și să le folosiți. Deci analizați-vă cu atent calitățile, folosiți-le și totuși atenție și cu bateria asta externă, că la un moment dat se va termina și ea. Vărsător. Astăzi ajungeți la niște concluzii și faceți niște afirmații grele, dureroase, niște afirmații pe care ceilalți poate nu le vor lua foarte ok și vor reacționa destul de grav, adică să vă certați, să se întâmple niște lucruri. Sunt niște porniri acolo destul de puternice către o luptă, dar poate că cel mai inteligent va da câțiva pași în spate, astăzi cu prea mulți pași în spate, dar mai bine să treacă furtuna și apoi ieșim. Detalii și pe la locul de muncă, detalii asupra cărora nu ați stat deloc, dar pe care ar trebui să le luați în vedere. Pești. Nativii pești au nevoie să fie un pic mai moderați astăzi și să aibă un pic mai multă grijă cu ce anume alimentează, dacă alimentează lupul alb sau lupul mai puțin alb. Așa că aveți mare grijă ce alimentați astăzi. Așa cum știți, în interiorul nostru se află doi lupi. Da, aici că tot mi s-a părut amuzantă toată nebunia asta cu culoarea negru și așa. Avem în interiorul nostru doi lupi care se hrănesc
lupul alb se hrănește cu iubire, lupul mai puțin alb se hrănește cu ură sau, mă rog, cu ce se hrănește el. Și avem nevoie să decidem cu atenție și înțelepciune pe care dintre cei, lumina sau întunericul, ce anume hrănim. Mi se pare un pic stupid să nu avem voie să, mă rog, nu, avem voie, logic avem voie, să mergem așa către discriminare. Trebuie să ne iubim fiecare, să ne iubim, nu contează ce culoare avem și cum suntem. Dar tot a fost nebunia asta în ultima perioadă, așa că voi aveți grijă ce credeți, cum credeți, cum vă manifestați, ce spuneți, ce parte din voi hrăniți. Hrăniți partea de iubire. Este foarte important și nu mai ascultați toate tâmpenile care se întâmplă în lume, că în lume mereu s-au întâmplat lucruri. Important e ce se întâmplă în sufletul nostru. Dragii mei, să fie o zi magică!